Gata, a început petrecerea, au intrat și băieții în casa fetelor. Îmi par foarte ciudății cu frezele astea noi. Aproape că nici nu-i mai recunoști pe Antonio, cel puțin îl schimbă foarte tare. Și mi se pare că are capul mai țuguiat, așa, mai subțire. Mihai la fel, nici nu pot să mă uit la el măcar. Singurul care nu mi se pare transformat datorită frezei este Vlăduț. Că na, nu prea a avut ce să-i facă. Și la Dani este o schimbare. Mi se pare că au ceafa prea goală și cumva doar sus moțul acela, nu știu, nu i-au nimerit deloc de data aceasta. Am văzut că s-au salutat. Roberto s-a salutat cu toată lumea. Toată lumea se salută cu toată lumea. Sunt cumva pe un alt vibe. Doamne ajută să fie o petrecere frumoasă în seara aceasta.